И am crezut că dacă schimbă comisarul de la Edenitz, faci ceva mai bun. Dar se întâmplă că e pe tot pe vechi merge. Mergem pe vechi. Nu se face nimic nici în procuratură, nici în poliție. Și trebuie să fiu eu, ca fiind un om, pot să spun că e invalid și eu de acasă și îmi fac treaba mea care îmi fac așa cum pot. Și cer de la oamenii legii ca să-și facă datoria. Dar noi am avut acum luna asta o lună foarte îngreunată, sau cum vă spun, de lucru. A fost vreo 5-6 vărării s-au ars, dintre care toți s-au făcut materiale, nu se știe de unde materiale au oamenii ăștia, de unde le-au procurat, de unde au făcut, ce au făcut. Eu am făcut înștiințare la fiecare, acolo, pe nume, pe tăți, și primești răspuns. Unul este amendat pe articolul 263 și mai mult nimica. Când eu am insistat la poliție ca să iei toate măsurile, ca să le depuie cât metri cub de piatră au mers acolo, cât de lemne au mers, cât de scaturi au mers, cât cărbuni acolo au mers sau toate acestea, și varul să fie la fiecare pus sub pelic când se constatăm. Am rugat și poliția, am rugat și procuratura că nu se fac treburile astea așa. Nici unul nu a dorit să fac treaba asta. Ei toți și-au făcut aceea ce au dorit ei. Am mai avut nevoie, m-am apelat și la funcția asta financiară la noi. Am sunat la Chișinău chiar la deja la fisc acolo sau cum se numește el. Și de acolo ne-a venit un signal, înțeleg, și am dat, a venit la mine acasă, am dat toate lămuririle astea, am dat acolo și eu transmis la Chișinău ca să fie o comisie. A venit comisia, nu știe nimica, când va veni, ea nu știu. A venit să facem un control noi aici. Dar ceea ce se întâmplă, eu vreau să mai adaugă noi aici, ca să ies, am ieșit pe data de 20... Am unul de mult pe data 22.07, am ieșit la orele 5 seara și mă duceam la magazin. Și am fost atacat de niște 3, nu atacat, dar cum spun, ei beau bere acolo, eu am trecut pe lângă dâns și le-am dat bună ziua și m-am urcat mai departe. Unul dintre dâns și-a început a mă brusca cu cuvinte dintre asta, ce am să te filmăm, că mergi fără mască prin sat și mergi la magazin și mă trăiește om bătrân și da, bun. Eu m-am ridicat sus ca să intru în magazin, am pus bețele, cum merg eu în cărțile mele aici, și am pus bețele și am scos masca, am pus masca pe urmă, el în timp și-a alergat după mine în magazin, era bat. Eu nu aveam nici telefon, nu aveam nici, nu am fost pregătit pentru treaba asta, dar am luat telefonul din magazin și am sunat la poliție. A venit peste câteva minute, a venit poliția. Când a văzut că vine poliția, băieții au dispărut cu mașinile de acolo, erau bieți. În timp și ala, eu am dat explicații, tot când cat așa la care m-a broscat cu cuvintele pe mine, înțelegi? Nu m-a înjurat, dar eu socot că a sărit cu... El era bat, a sărit cu niște cuvinte așa amenințătoare deasupra mea, înțelegi? Și că om bătrân m-a făcut de râs, că eu așa s-o cot, niște copii care au ieșit în centru, am chemat poliția, am făcut document, am făcut tot. Când au trecut o zi, două, sectorii băieți care au făcut materiale au spus că noi am să dăm la șeful de post, șeful de post ar să iei măsuri cu băieți. Acum au trecut, trece o săptămână, nu iau nicio măsuri. Băietul care m-a broscat cuvintele a plecat peste hotar, s-a dus, nu. N-are pșini. Îmi dă răspuns că domn Petrovici, noi nu avem pșini să vorbim, că nu-i nică. Dar eu am zis, băi, băieți, măcar că nu-i numesc numele, e nepotul meu care lucrează în poliție, dar am spus așa. Oare faci ordine, ori chișco din sat să nu te mai văd mai mult, cu tot cu comisarul tău și cu tătul. Mai gine în sat fără polițist decât și tu, că eu vă fac cu bani pe voi. Dar el și cum cu bani? Așa cu bani. Că voi multe procese verbale faceți false, și spuneți, înțeleg, ne-ați dat răspuns că faptele că nu s-au adeverit. Ia că la mine aici este, eu am primit și azi că am dat la poliție și mi-a venit iar un răspuns că eu trebuie să mă adresez cu materialul în judecată. Eu mă adresez cu dacă la și o
eu să mă acord când voi nu ați făcut materialul până la capăt, nu ați dus. Așa și cu alt material, tot cu așa la care cu lemnele, care au tăiat copacii la spital. O ținut materialul 4 luni de zile, vreau să spun. Nu a fost, dar 4. Am făcut odată înștiințare la 18 martie 2020, stai copaci pe teritoriu. Au trecut 3 săptămâni, am văzut că nu lucrează nici ecologia, nu lucrează nimic, epidemie, una alta. Lucrătorii mai lucrau printre dinși pe acolo, prin vreme și ei epidemie, când am făcut materialul și ăla, dar când au văzut că noi am fost acolo, eu fugit, dar s-o dus de acolo. Am făcut înștiințare la ecologie. Ecologia mi-a spus, domn Petrovici, voi la tăierea lemnului le dau la Bălț. Adresează-te la Bălț, șeful ecologic din Ierniță. Mi-a spus că trebuie să adresez acolo. Eu m-am adresat la doamna, la Bălț, am găsit-o pe doamna Iedu, familia ei, și întreb, doamna Iedu, ia că așa și întâmplare, la Trinca așa se întâmplă. Domn Petrovici, în 2019 am dat voie să fac curățenie de uscășiumi a pomilor pe teritoriul spitalului Trinca. Atât au fost, mai mult nu a fost nimica, stai copai sau stai ceva. Nu știu, dar în 2020 noi n-am dat niciun știință, n-am dat niciun document de tăierea copașilor. Absolut niciun document. Bun, eu mă întreb odată, dar e ca când s-o mâniet pe mine și a spus, dacă am vorbit odată, nu mai vorbi de mai multe ori. Și că până în prezent eu am ieșit. Am ieșit cu fotografiile, am ieșit la Ministerul Justiției, acolo sunt juriști, sunt toți alora, și când le-am trimis fotografiile, până am vorbit cu dânsul întâi, eu spus că da, dar am trimis nouă fotografiile și am luat măsuri. Când acolo am dat noi și am ajuns acolo la un viceministru, la dânsă, e că nu știu cum e familia lui, un viceministru. Și i-am trimis fotografii, i-am trimis tot. Acum că rămâne treaba asta, întreb dacă se poate de făcut ceva. Nimic, toți telefoanele închid și nici nu vreau să vorbească mai mult. Și așa am ajuns să zic că la poliție, dacă e fără ordine, am dat eu, zic, am zis că iar începem cu poliția și am zis că poliția să facă, zic, să-mi dea răspuns pe materialul dat, fiindcă materialul a făcut, băiatul a plecat peste otară, eu am rămas. Merg prin sat acum, mă întreabă, dar ce mă da, nu pot, să mă strigă, știi, prin sat și bați joc, că când așa de mine, și tățăși. De ce mă da, nu pot, mască prin sat, tăți lumea merge fără mască, dar eu trebuie să merg cu mască, înțelegeți. De ce eu pe minim, minimul privat? Eu ca activist civic, ca membru al acestei organizații, înțelegi, ia că eu de câțiva ani de zile am să arăt acum, eu sunt membru cu poliția, eu am de face, de atât eu îi critic pe dânsul. Lor nu le vine, înțelegi. Dar în ce fel ești membru cu poliția, că nu înțeleg? M-am înregistrat acolo, atunci sunt înregistrat și merg de face. În ce fel ești membru cu poliția, că n-am înțeles? Ia ca, uite aici, cum să-l țin să vadă bine. Se vede la tine acolo? Ei, se vede o hârtie, dar nu-i clar ce scrie acolo. Citește-mă ta. Ei, bun, domnește, scrie, carnet de membru, cilenski bilet. Înțelegi? Unde? Unde? Eu, la poliție. Eu cu dânsul concurez, înțelegeți? Iată. Colaborez cu dânsul. Unii cum spunea că, uite, dar de când? De când ți-ai dată? Am eu cam vreo 10 ani de când eu. Vreo 10 ani. Colaborez, da, cu poliția. Bun. Colaborez. Și acum eu, dacă eu le fac în științările astea, știți că când îmi bătaie de joc liiova este, că eu n-am niciodată dreptate, dar ei fac procesele astea verbale, ca ei pe mine fac procesul verbale false și eu bani. Eu nu pot fi așa fără, dacă el a fost bat atunci și am spus și am scris în lămurile, am dat la poliție, că el a fost bani, eu trebuie să iei măsuri, că el doar era pe acolo, dar poliția a spus că noi nu îl grăim cu dânsul, nu grăim cu mata, mata a făcut în științare, dar lui nu i-a luat lămuriri și el s-a învârtit pe acolo și când a venit să iei lămurare, sectoristul când i-a luat lămuriri lui, el l-a pus așa și tu trebuie să pleci pe hotare că sunt probleme cu Petrovici. Și gata.
Bun, și în cazul ăsta cred că trebuia să fie pedepsiți contravențional, dar cei cu gropile de var, de ce insiști să facă altă Nu, anchetă ca să deschidă dosar penal? acolo trebuie dosar penal să deschidă că acolo, dar eu vreau să rămân până când la aici, la băieții ăștia. Erau trei, toți au consumat, toți trei, din care încă unul din trei și noaptea au făcut avarie. Au săvârșit o avarie, înțelegi, undeva acolo. Și cred că avarie și ei o închis-o, nu se aude nimic de dâns, înțelegi, au fost avarii, tot dintr-un băiat de fiecare care au fost acolo cu dâns, au făcut avarii, au faramat mașina, s-au pălit, eu știu ce au făcut acolo și știu drept a fost. M-am adresat și la transport care șeful la GAI din Iedinț, m-am adresat și la dânsul ca să fie la control. Eu am spus, domn Petroș, noi am luat familia la control, dar să lucrăm cu poliția, să vedem aici care au făcut ancheta și noi am descurcat treaba asta. E gata, i-a dat drumul peste o tare, mai mult de că ne-a dat răspuns că noi nu putem face nimic, am atat duștea și adresează în judecat. Asta e ultimul care ne-a dat ei, domnul comisar din Iedinț, s-a scălit Corneliu Kosovan, unii el îi pus că venit ca șef, e venit, dar el are rudii în Ministerul de Interne, are moș socolă general și el îi pune la posturi de lucru, înțelegi, și a adus aici, dar nu fac regulă nică. Este un design haos în o poliție și în procuratură și pe tot loc. Înțelegeți? Un haos la noi aici și în judecat. Cum eu pot să mă duc să mă adresez dacă eu n-am niciun document la mână, concret, că el trebuie să el a fost pedepsit sau ceva. Ei nu-l pedepsesc. Nu-l pedepsesc, au luat banii, înțelegește, dar nu-l pedepsesc și eu n-am ce mă duc. Și cum să mă duc în judecat? Dar să mă duc în judecat, ăla m-a spus, Șemnii Petrov, în judecat. Șemnii. Una. A doilea, eu sunt invalid. Eu nu pot să mă deplasez, înțelegește, ca să vină să ne clarificăm. Dar cu varul tot așa e și istoria se plinește manca cu procurorul și ala Uglea care a fost la Trinca anul trecut și am arestat o groapă de var de 60 de toane, l-a pus sub peliculă și peste 3 zile varul a dispărut și nu-i până în prezent, n-am niciun rezultat. Așa și cu varul de acum, de la vărării de astea. Am prins o mașină cu var care era încărcat cu var și mergeți pe Chișinău. Am fost nevoit că mi-au fost blocate telefoanele când eu cine știe și ni le-au blocat, înțelegi, am dat sun la poliție, nu am putut suna, am dat și am sunat la Bălți, la corupție, telefonul 27052, și am sunat la băieție, băieți, uitați-vă și treaba, ajutați-mă, vă rog, la mine telefonul este blocat și cât mobilul, nu am putut suna, că era, ne da răspuns, restricționat, oricum, telefonul, matale este restricționat. Și asta, și fixul de casă, și mobilul meu. Am dat acolo și eu dat răspuns, o dat la poliție. Când mai pe urmă îmi dă răspuns, domn Petrovici, gata, mașina este arestată și luată la control. Ei, ce-a făcut? Au controlat, au găsit-o cu mașina care arde, cu mașina încărcată cu toane, cu vopat, toane de var care zice spre Chișinău. I-a dat drumul, a spus că domn Petrovici, el are toate documentele. Eu zic, cum are toate documentele? El are documente că prin firmă, într-o firmă din Kalinins, firma și ea are. Care firmă? N-are nici nimeni, niciun document, nimic. Și așa că la noi se face, tot s-a făcut și se face, înțelege, asta pentru asta, tot de ochi. Și nu lucrează nimeni. Eu mă uit că nici poliția, nici procuratura, nici ecologia nu-și bate capul de treaba asta. Și numai degeaba îmblăm și bătem cu morile de vânt. Luptăm cu morile de vânt, înțelege, și îmi pare rău că eu nu pot alerga, dacă aș putea să mai merg, să mă duc, m-aș duce, dar așa, eu nu pot ridica picioarele să mă sui în bus, să mă duc. Eu m-aș duce, dar îmi pare rău de oameni ăștia care ieșe de acolo, eu cu dâns, ți-am arătat, eu cu poliția, eu știu tot ce fac ei. Ei cu mine fac bani, bani fac și de atât ai făcut. Dacă eu la Cineaua din Bălți, și nu numai la Cineaua din Bălți, dar eu când am fost la picioare, am fost machetrarul, am fost și cu tine, am fost la ecologie, peste locul la Bălți, am fost sute de scrisori am la CNA, să știi, din sute de scrisori, cât am nici una, măcar cât e negru să pune, să-i dea răspuns, că domnul Petrovici mă taie dreptate. Niciunul. În afară și-a făcut medul, Ministerul Mediului, atunci când mi-au dat medalia și aia. Atât am, între ăștia 12 ani de zile.
Și dar ce sfătuiești, mata, oamenii? Să nu ia atitudine, să nu denunță, pentru că poliția nu mai câștigă bani ilegal din denunțurile noastre și braconajul nu, oricum nu se oprește. Chiar la televizor văd că se promovează defileul Trinca drept destinație turistică. Și vin acolo turiștii să vadă că e frumos, probabil văd și urmele cele de gropi de var, probabil văd și muncitorii care extrag piatră din defileu, chiar dacă iar e protejată și n-ar avea voie. Oamenii ce, dacă văd așa ceva, să nu filmeze, să nu dea la poliție? Că n-are rost? Nu, măi. Eu mă uit, înțelegi, cât am fost, cât de câte ori ai fost tu la Trinca, au fost, eu am fost, televizia, noi prindem, când ce prindem, avem și 4.000 de cuburi de teatru care sunt curate. L-a văzut că a fost șeful de post la Fetești, domnul Colesnic, l-a ridicat în grade, l-a ridicat și zam comisară l-a pus, înțelegi. El a furat 4.000 de cuburi de teatru, nu a făcut nici un proces verbal, dar el a ridicat în grade. Tu înțelegeți asta? Ei, nu a furat, el a furat alții, dar el l-a acoperit. Apoi el a fost sub acoperirea lui, tot era sub acoperirea lor, înțelegi. Acum eu cu procurorul ăsta de la Bălți, cu domnul Uglea, dacă l-am fost și am fost la audiență, am fost la Haruje, am bătut cu pumnul în masă, am vorbit cu tânșii. O spus, da, domn Petrović, dacă mă duc eu acolo la Trinca, fac ordine cerșie. O făcut ordine, ce-o făcut? O ascuns 60 de toane de var, o dat voie la om, o luat varul, omul era plecat pe hotară, unde s-a dus varul, nu știe până în prezent unii. Eu am sunat la 112 ca să-mi dea răspuns. N-am primit răspuns. Și varul, 60 de toane, asta e 1 milion de lei. O dus varul, luat, sters de acolo, și e 1 milion. Și spunem că nu mă o groapă, dar eu am așa sute de groți, care sunt tăte. Am document, am o pașcă de documente, ia ca să stă foaie, una după alta, foaie, am scuze adevărate, am dovezile astea. Să vină să constatăm, să vedem, înțelegi, cât s-a dus, unde s-a dus, câte declarații au făcut Petrović, să vadă, înțelegi. Eu nu am șezut degeaba și nu am pus mâinile în cruci, ori hămăiesc, cum zice și ala, hămăiești ca un câine și bate pe stradă, ia ca așa ceva, să spune, zici, da, asta vor le vine și să râd și le tăs de pare bine. Dar eu știu mă satul, primarul șede și să râde acum, pun asfalt pe sat, pun pe o gradă pe la oameni, pun asfalt acolo, am șerut, dar el îmi spune, când pe urmă deodată îmi spune sectorist, și domn Petrović, dar el nu are documente, el cum, a avut documente, l-a pierdut. Cum e? Nu m-au pus asfaltul, nu și-a pierdut documentele. Dar am cerut ca să punem niște stâlpi pe drum, ca să regulăm viteza prin sat, pe aici, pe centrul satului și merg mașinile, merg și suntem aici aproape, nu-i trotuar, nu-i nică, și zic, merg multă lume. Și nu-i trotuar și e cum, e pas nu se margă pe aici, înțelegeți? Și iată, nu se facă niște treburi. Știi, primarul atunci îi vine ca să iei măsuri, când el are de undeva venit. Dacă are venit de undeva, el face, e stăruitor. Dar dacă n-are venit, nu face. Și îi cheamă oamenii la asta contra mine. Îi cheamă pe oameni, toți îi contra mine. Adică el face, dar eu pe dânsul îl tormozesc și nu-i dau voie să fac. Chiar și un pod care l-avem de 5 milioane de lei făcut în Trinca. 5 milioane și 200, un pod, băi, coastă, pșteorâi pe acolo, mă uit. Altele sate, vai de capul lor care au nevoie, dar noi nu am fost chiar la gât așa, dar au trebuit să spele niște bani. Și acolo, eu am pus pe internet podul și ăla, poate l-ai văzut tu. Acolo e o catastrofă, Doamne, sferește ceva, iarna, ceva, dacă s-a dus o mașină, nu mai iese, nu o scoate de acolo, numai când afară cu cranul să o scoate. Doamne, sferește, copiii n-au pune merge pe acolo, nu e un drum purtător și un, dar au făcut un pod că trebuie cu primarul, e bun. Băieți și-au iscălit hârtiei, au făcut proiect și au făcut acolo 5 milioane și 200 de mii. Un domnul Filip trebuie să vie la deschiderea acestui pod. Dacă eu am vrut să organiz atunci, m-am înregistrat la Iedniț și am cerut ca să, când a venit Filip să vie, că noi vrem să organizăm televiziunea, să vie și domnul Filip. Dacă a văzut că așa treaba, nici nu a venit la deschiderea podului. Nu a venit. Dar îmi pare rău, înțelegi, că eu am... Și cum îi spune, hămăiești ca un câine pe drum. Iată așa. Dar măsuri nu se iau, înțelegi. Milioane de lei spălăm. Ne uităm acum și spunem, înțelegi. Dacă a fost un dosar deschis primăria Trinca de 77 de milioane de lei, atunci, și Govajuc a fost procurorul anticorupției din Bălți, 2 ani de zile a dus materialul și la urmă ne-a dat răspuns,
Domn Petrovici, noi am și ne trage la răspundere. Dar cum domnul Găvăjoc n-ai și ne trage la răspundere dacă voi scris clar de Procuratura Raionului Iedniț, în 2006 a fost paspartizarea Monumentului Istoric a Naturii. Unde domnul primar Gudumac Anatolie Andrei s-a luat îndătorirea să ducă în ordine și curățenie acesta de filiu. Tu ai văzut doar singur acolo. Acolo e tătă sârmă de scaturi, cenușă, și să vii turiștii la noi și să vadă. Și să vadă acolo. Să vadă cum închideu, o închis păreul ăsta Dragiști acolo. O cărat cu excavatorul, au venit cu excavatorul din carieră, vineau și lucrau. Și nu vine excavatorul, le mumă, că trebuie păreau și ala au rămas îngust, așa s-a făcut. Un era larg de 2-3 metri, pe acolo mergea, era frumos, mergea apa. Dar mult l-au făcut acolo, făcând o șuic, că l-au strâns acolo și nici... Eu nu știu cum, s-a bătut joc acolo de asta. Dar mult trebuie ca să faci regulă acolo, să vii să ne vadă. Și să vii turiști să ne vadă bărdacul și ala care l-avem noi de acolo. Defileul e frumos și pădurea de la Fetești e frumoasă. Dar se fură de acolo, se distruge și trebuie neapărat oprit, luat atitudine. Și râul Dragiște e murdar, e poluat și prinsat și prin defileu. E murdar definitiv, nu se ia în măsură de treaba asta. Și vreau să spun eu, am văzut o fotografie acolo cum filipenii, în timp de o zi, câteva milioane de poni au făcut acolo. Și am luat eu fotografie și ei și-am trimis-o, poate nu știu, ajuns și la tine, filipenii și ei. Cum a făcut și am zis că ar fi bine să luăm și noi, că avem aici 74 de hectare de pământ aici care șede și poate de pus din pădurărit partea și aia acolo. Poate nu ori îmbla, poate nu ori fura, nu ori rupe, nu ori distruge, dar poate să atrage, de făcut ceva de atras turiști. Așa și cu spitalul ăsta. Aici a fost un spital foarte bun, puteai de făcut un azil pentru bătrâni sau pentru pionieri, pentru școlari să facă acolo, să facă o amenajare, că e un loc foarte bun. Și într-o parte copaci, era frumos, era ghine și să fac pentru copii, ca copiii să hodinească acolo, să fac un lagăr și ceva. Nu, o pus și o fărămat, gardul fărămat, tăt, acolo mă fac din nou. Că acolo, dacă este uite la spitalul și ala, eu am arătat cum era spitalul în 2008 și cum în ziua de azi a fost. Dar mă că să spele niște bani acolo și să facă, și s-au apucat să facă, să fac ceva bun. Dar o stricat bun, fac bun. Asta-i. Sunt multe întrebări, dar zic, am zis să mai fac asta, să vedem și eu ce faci. Dar spun, că justiția la noi e dezordine, disordine, de sus și până jos. Că nu mai vorbim de nimic. N-ai cui să te plângi, n-ai cui să arăți cuiva, că să încalc ceva, să faci ceva. Nu-i niciun control, că l-am rugat pe domnul Chicu ăsta, că am fost la dâns și am vorbit în 2000. Op, cu dânsul tare, din el cunosc, el ne-a spus atunci, și domn Petrovici, vrea să-i pui chiar puteți la zid? El era secretar de stat la doamna Greceanu. Doamna Greceanu nu m-a primit, dar m-a primit el, înțelegi? Articolul în ziarul Flux Ancheta, așa și-a fost numit, înțelegi? Pe o pagină tot acolo, am scris dumneluia. Dar azi am stat vorba de ce, că s-au mărit biletele, prețul la bilete. Eu am spus că nu mărim prețul la bilete. Hai întâi să controlăm autogările, hai să controlăm, să vedem cum lucrează autogările, cum lucrează băieți cu transportul, cum merg mașinile, înțelegi, cum dau bilete la drum, cum nu dau bilete, pun banii tăți în buzunare apart și nu le iese lor, nu le ajunge. Să vedem că nu le ajunge. Dacă tu vii de la Chișinău și pune în trinca și el nu-ți dă bilet și mai vine așa 10, 12, 14 pasageri cât îi are tăți și nu plătești, de sara Chioca cu câteva. Eu am întâmplat că eu am dosare pe partea asta, două dosare, dar ce crezi? Ei se implicați așa și poliția lucrează cu dâns și tot așa. Am întâmplat eu așa că am venit la Chișinău și nu a dat nici un bilet în casă. Nu a dat bilet în casă, dar au pus tot în buzunar cât a fost și am dat la poliție. Am avut poliția, îmi spune, da, domn Petrovici, și-ai spus mă ta, a puteți să provine. Da, să provine, dar eu vreau să văd Chioca care el a dat în casă, să vedem câți bani a dat el. La stat cât plătește el nălogul din partea și ei cât asta. Și așa că la noi nu se jeluie ăștia care cu transportul, când au busurile, n-au pasageri. Au pasageri destul, dar bari îi fură tăți, nu arată banii, nu dau procentele. Înțelegi? Și de asta îmi pare rău. Și am vorbit cu Chicu, am sunat secretarul, uite ce interesant a fost. Am sunat-o pe secretarul lui. Când am sunat-o pe secretarul lui, am povestit, băi, transmite lui domnul Chicu, că eu sunt Petrovici, dar trebuie că el mai știe, că eu am fost adâns.
ca să vină, să vină la tren, ca să vină să stăm de vorbă. Și tot pe tot și eu am venit din sat, m-am suit din sat și când m-am suit să iau bilet de la casă, dar șoferul strigă, e bilet numai pe jumătate, jumătate ne-i plăti nii. Ia că așa îi spune secretarul, de la secretar al primului ministru, da. Da. Și îmi pare rău, înțelegi, ia că ce se face la noi, înțelegi. Oamenii jucesc, înțelegi, dar ei a lor astăzi, așa, care cu mașinile astăzi, boșii lor, nu le ies, au făcut acolo o leagă de gălăjie, că le trebuie la piesă, la piesă. Nu este adevărat. Nu lucrează autogările, nu lucrează casele, tăți și dacă vă niște hoți și bandiți, înțelegi, dar gările este acolo. Eu am înștiințat și cine au aiștia, cine au a lor aiștia, care controlează. Le-au dat mașini perfecte, 9-900, ce le-au dat? Că se poate îmbla pe la restorane cu dânsele, se poate să duc să dar nu fac niciun control nică, nimic. Că nu se dă voie să controlez mașina lui Gheorghe, nu o controla, mașina de la Brășeni nu o controla, mașina de la Orhei nu o controla, mașinile și ele nu se controlează, dar câteva mașini au făcut așa din trebuie, s-au prins unul, doi și-au făcut gălăjie și gata, ei lucrează. Eu știu cum lucrează. Eu în transport am 40 de ani practică, eu știu cum se face de asta. De atâta noi nici nu avem. Noi avem bani, noi nu trebuie să mergem prin America, să mergem prin Europa. Moldova are bani pe locul ei acasă, mă trebuie să fie conducători buni și fie... Nu, nimeni nu lucrează, nici Ministerul Ecologiei, nici nimeni, absolut ăștia, Ministerul Economiei, de câte ori ies la dânsul sun, pe Ministerul Economiei să vorbesc cu dânsul, nu vor să vorbească, n-are când, ei sunt ocupați tare, ei sunt ocupați, Oleg, asta-i. Și să facem? Nu mai strigăm câțiva persoane care strâng și lans și sărând, bat din palme, distrug, dar dacă ați constatăm, mă, dacă ar să vie ei ăsta, fiscul, dacă ar să vie și eu document numai pe mele, nu mai dai să spun. Am să ridicăm în 10, cât în 10 ani de zile, tonaj, eu am acolo câte hârtiri, fiecare, Ivanov, Petrov, Sidor, care și câte o arzi vara de acolo. Luăm groapa de vară, o măsurăm, constatăm, înțelegi, cât o plătit el în loc la stat, nu a plătit niciunul nică. Niciunul nu a plătit în loc la stat. O furat piatra din difileu, nimeni nu a făcut niciun proces verbal, nici poliția, nici ecologia, nici nimeni, deci. Dar șeful ecologic din Iedinț scrie că ia ca domn Petrovici, eu o dat materiale chiar ca s-o făcut așa. Nu niciunul, că Petrovici până nu l-a trezit pe dâns cu capul acolo, duc să rătea, uite, băi, acolo se fură, se duce. Atunci el nu așa să s-o dus, dar restul fac puntăți bani în buznar și să râd. Să împart pe hoță. Eu îi numesc pe ăștia tăți hoți care au furat și lucrează cu tăi și ia prăhoță și bandiță. La noi legea este apărată, sunt apărați hoți, sunt apărați prin lege. Cine este? Procuratura, poliția, judecătorii, unii dintre doctori chiar sunt, înțelegi, care toți sunt implicați cu... Eu nu spun că toți, dar majoritatea sunt implicați în tâlhăriști. Noi n-am străim bine niciodată. Noi n-am să facem regulă așa în țară. Să duci cum trebuie, să zicea că în Europa trăiesc gine, acolo trăiesc gine. Fă regulă la tine în gospodărie, fă regulă aici și domnul Dodon a cerut demisia, nu numai o dată, a cerut mai de multe demisia, că sunt un mincinos și un trădător. Și gata. Asta eu fac declarație. Declarația mea este domnul președinte al Republicii Moldova, pentru că el a făcut dezastru, este așa în Republică, nu este un conducător ca să duc țara, au dus țara în mocir, l-a dus piteță. I-a dus piteță. Trebuie să-și dea demisia și să scade de treaba lui, să vie oameni competenți, oameni cu dostoinici, să vie la guvernare, să fătem să ieșim. Dar așa nu am să ieșim tot. Vorbim de epidemie. Epidemie este. Este, numai trebuie să ne păzim și noi și dacă ne păzim noi, să ne păzească și Dumnezeu pe noi. Dar nu se dă, ieșit în magazin și trebuie unul intră cu mască, dar unul intră fără mască, dar altul vine de urmă, bat, dar el bea o bere, dar se duce, nu nici o regulă nică, nimic nu se controlează, nu se duce. Și de asta, nu-i. Dacă și să lucreze poliția, și cinstit, să lucreze procuratura, și cinstit, să lucreze tăți și facă datoria, poate scăpăm și noi de asta, că suntem o țară, cei mai mic țară, înțelegem, și ne-a dat nou Europa, America, ne-au vrut cu vagoanele dolari și ea. Europa ne dă cu milioane, cu miliardele, îți dă, înțelegi.
Ce-a făcut? Moldovenii când? Cred mai mulți de 300 de miliardieri, dacă nu ar fi. Miliardieri eu am în vedere. În Moldova sunt și 300 de miliardieri, dacă nu ar fi. Dar nu mai vorbim de milionieri, că ei sunt acolo să învârtesc. Luăm chiar și cu zăpăvșile astea care sunt, tăți să fac. Asta tăți să fac bani, înțelegi? Fac deja mai curăț, puteți, înțelegi? Aduc gaz, și așa înainte, era noi prin ei. Era o lege oricare, dar mă fiecare. Vrea el s-a deschis, mâini pe mâini se deschide, gata. El e procuror, s-a deschis acolo, vozești sterni și pune și cară benzină și vinde benzină. El e procuror. Nu destul că le-a făcut, le-a dat zarplățele la procuror și la, eu vreau să spun la toți. Le-a dat, l-a mărit pe asta. Salariu. Zarplățele le-a dat la toți, părțile au de ajuns. Cine are? Un pensionar are 900 de lei, un pensionar, un lucrător de rând, care îl votează pe cealaltă la treu că se șadă, pe el are 120 de mii. Eu pot trăiesc. Ce nu zvârlă, se zvârlă pe an măcar câte două, trei pensii, zic, ei, la oamenii și care m-ați votat, ea că m-ați votat și nimeni e gine. Ați zis și vă și nu a făcut niciunul. Absolut nu face nimeni. Dar e gine. Să mă mai votați pe mine, că la anul eu am să fac treabă încă mai bună, să fac. O să vă ajutesc mai gine și pe voi. Ia că, Oleg, și părerea am eu, deja de la nord, că nu știe cât-o-i mei trăi, ia că am o boală la picioare și nu știu, că m-am dopat cu ceva la, când am fost atunci la la Chișinău, am adus să mă lecuiesc, dar m-am dopat cu niște apă în mine și nu o pot scoate până în prezent, dar picioarele ni sunt flate, de jos până jos, eu nu pot mă ține picioare, vă zăvălim. Și nu găsește. Acum poate mă duce la Brișeni, acum mai este să o deschis, trec o firografie, acolo să trec la dâns să vedem și... Dar îmi pare rău că am și eu nepoți, am copii, am stăt loc, s-a dus, șed, lucrează și nu vor să vii acasă. De-am zis, tu ai fost la mine, ai văzut, am și eu făcut căsuț și pentru unul și pentru altul, nu am făcut pentru mine, am doi copii, și de asta, da? Îmi pare rău. Ce să fac? Este mult de spus și eu chiar aș vrea să spun, știi, bă, și poporul, și de 2007, cum a fost acolo, că știam la televizor, ca așa cum cu tine mă uitam, înțelegi, dar și nu s-a știut atunci, cu cărat noapte, ceatră, acolo a dus. Cum vrei să șadă tu poliție în centrul Chișinăului și să nu vezi tu când a venit mașina cu ceatră? Cum asta așa? Dar cum să dai tu să strici acolo clădirile și ele să zbări cu chetri? Să fac și neorganizat acolo. A fost tăt, că eu i-am văzut tăt cum și deu acolo ascunși prin corul și deu tăt să trebuie. Dar vă rog, nici de să râde și el. Ce zi fac? În aprilie 2009. Da. A fost. Vă rog, nu știu, că eu am lucrat la sac zavod la Brășeni în 98. Și m-am lucrat la stac zăvod 6 ani de zile acolo, dar Voronin l-a disfarmat într-o 2-3 luni, l-a disfăcut cu tot. Zăvod nou, a doilea zăvod pe Soyuz, înțelegi, era că acolo mergea sfecla cu tot, cu frunze, cu tot acolo, era pregătit și pentru ucraineni și pentru moldoveni ca să lucreze zăvodul și ăla. Și nu l-a putut să-l ție, dar l-a și l-a faramat, l-a furat, l-a distrus cu fior și gata. Așa la tot trebuie tras la răspundere, așa mă. Vor de snieguri, am zis de snieguri să fac ceva dacă așa îi mai împărță. Am zis de snieguri să fac ceva. Snieguri a fost primul secretar aici. Și dacă a fost primul secretar, ce a făcut? Băi, pentru iubire de femeie, Pălașul a dus pe un secretar, pe la noi, un agronom a fost în Trinca, dacă za companie, bie un pahar de vin. Și ce a avut el acolo, eu știu ce a avut și femeia i-a spus lui, dacă nu ai stai din gură, eu pe tine să te duc la casa din nebun. Și într-o bună zi, băi, secretariul de partid era deputat în Parlament a fost, chiar și deputat pe Raionov, cum erau atunci. Un om, măi, cinstit, dostoinic, l-a dus la casa din nebuni. Noi satul în sărit, tăci l-am scos de acolo. L-am scos, ia ca și nu a fost Snegur, a fost secretar de partid, el a intrat să face. Se băteau la biserică copii, eu mergem cu biserică, la biserică mergem cu copiii de mână, eu l-am și mă ducem și ei săreau comuniști și nu dau voie, au făcut din biserici scladuri, au făcut din biserici
biblioteci, și au făcut din biserici toate cele, dar acum la urmă el a ieșit și cel mai credincios, să zic, a făcut mănăstirile, cu avut de spălat bani acolo, au făcut, de-am dat voie la biserici, duci, altul duci scaldă, dodonți duci scaldă în apă, după ce s-a sfințit apa și oamenii beau de acolo. Asta e sfințit de apă, băi, și ies. Dodon nu s-a spălat chiloți acasă, sus să-i spală în apă acolo, să bea lumea apă, să-l vadă, înțeleg? Nu-i rușine mare. Nu-s heroie și las duc să speli după și gheața, să duc să vâriteți sub gheața acolo și las duc să speli, dar nu să duci când cu pochii ăștia, să duc pochii, ți o dat la pochi, la țărani nu o dat, înțelegi, dar la pochi de-o dat amuteți atunci le-o dat un ajutor, dodon, înțelegi? Am e mare treabă, ca să-l susții pe dânsul la alege. Ia că și-o dat, e la pochi o dat. Dar pochi trebuie pus la punct, trebuie să plătească nalogurile, trebuie să plătească, trebuie să plătească nalogurile, că ei fac, înțelegi, au bani, și de unde au așa limuzine, de unde așa au mașini, așa au ei. Asta e. Ce să te faci? Am ieșit, iar am ieșit la Vasilina asta, la Vasilina Năstasă, am ieșit la dânsul, vreau, dacă și poate mă îndreptam, vreau să merg la emisiune, vreau să-l trag procurorii ăștia care au fost la mine cu varul aici, vreau să-i trag la răspundere, trebuie să răspund în fața legii, unii varul până în prezent, așa la care cu varul este unul alt de plahatniuc, el scrie var că are groși de var făcute pe Ivanov, Petrov, Sidorov, tot este, eu am fost, că am dat declarația, și are groși de var făcut, înțelegi, unul pe dânsul, duce varul și ala. El de nici copil nu face nimic, că el măcât de bănci de școli, e că cu asta se ocup și să-i câțiva la trincă sunt niște băieți care au apucat, știu, și fac absent. Eu i-am declarat la fisc, am să vedem fisc cum ați lucrez. Și apoi mai vine, mai revenim noi. Bun, mulțumesc pentru apel. Mulțumesc. Oleg, zic, eu vreau să fie cumva de cărnit roata ca să marg în țară și fie ceva în folos. Vreau să văd și eu o mișcare în țara asta, să zicem, poate vin niște conducători buni, înțelegi, ca să trăiască și copiii noștri să vină acasă și să vină tăți așa. Eu vreau să spun că am o bucurie mare, că la mine fata în Italia, 20 de ani, o lucrează acolo, a lucrat la o persoană și ea că acum a decedat unde a lucrat la o persoană, nu avea copii. Și eu scris mașina, a rămas baba, eu scris mașina, acum eu scris și casa, eu scris, am câștigat un apartament acolo, cu 3 etaje, 2 garajuri. Asta mă bucur. Dar eu am spus, stătunii, de acasă mă duci ori nu. De mare casă cu 3 etaje în Italia. Da. Dar asta a fost la loterie, Oleg. Asta e un fel de loterie. Atâția ani de zile. Și de acolo, ea că nu poate să vii acasă, mă, că cu epidemia asta, ginerii lucrează, atât dacă ginerii din Iedriță acum ei trăiesc, au copii, e bine. Atât îți o grăim, ne vedem pe internet și gata, atât. Mă bucur și eu, copii, și gata, acolo, o făcut, atâta, e tot. M-a sunat o femeie din Italia la Iedriță, așa că își face poliția. Pe un băiețel l-o de 17 ani, eu știu, și am avut, eu rămas acasă, eu crescut băiat și ala mi s-a jăluit o leacă, îți spune asta. Și nu știu ce-a făcut aici, când băiețelul și ala a venit cu o fată, s-a prietenit cu o fată el, avea 17 ani și cu o fată undeva 16 ani. Și venea acasă, mamă să nu era acasă, dar el, dar de 16 ani, acasă, e băiat de cu răștia, nu a făcut nică așa, nu a făcut nică, dar și-a făcut alți părinți, l-a pus și băiat și ala, Cerecu a auzit că măsa e după grăniți și a pus-o pe măsa și a mus-o de câțiva mii de euro. Odată ridicată, când s-a sunat, eu țin că i-a pus chip la băiat și ala, a ținut chip și ala atunci când noi am sunat, a scos și chip atunci a lui. Era pus sub chip, dar el nu era de dosar, nu are nică. Dar pe mama lui, o mus-o de bani. Dar și era un fel de arest la domiciliu cu brățară de ce de supraveghere. Așa a fost. Așa a fost, eu spus la judecat că când l-a spăriat pe dânsul acolo, că dacă nu ai să dai 5 ani și șreț la arest la domiciliu. 5 ani, că când l-a judecat pe dânsul arest la domiciliu. Și de atâta eu femeie și ei ni s-au jăluit, au
Mă vă găsit pe internet și m-a sunat, înțelegi? De atât am sunat la tine ca să vedem, înțelegi? Și văd chipul, eu scos. Eu scos chipul, dar mai departe nu știu nică. Și mi-a spus, mie și Excel, lăs, că nu vrea să aibă comerții mai departe, că sunt implicat și alte persoane mai de rang în alt acolo și el nu vrea că steme, că o îngrăjit-o, că dacă se audă ceva de pe urmele ei, dacă se audă ceva de pe urmele ei, și e mai rău. E așa. Și oamenii stem și lucrurile se complică și da, ne mirăm de situația din țară. Urmele, cat femeie de un bărbat de 90 de ani, înțelegi? Un 90 de ani e cat, îl spală, îl auzi, îl hrănește, îl pune și plătește mizernă și prinești femeia și ea acolo că muncești e, încă trebuie să-i hrănească, auzi, trebuie să-i hrănească și pe ăștia de la iernă. Zice așa, o spăret, eu spăret copil, o spăret o spedin sau o spăret tăți. Iată cum. Bun. Halal justiție. Îmi pare bine că asta, da, eu aștept, Oleg, aștept, poate și ceva mai bine, că trag nedejde, poate s-a schimbat ceva. Cine va veni la conducere care a meritat, nu se știe. Te referi la alegeri prezidențiale? Poporul la noi, auzi, e bolnav tare, bolnav. Moldovenii sunt bolnav tare. Lui dacă se dea un pachet de macaroane și a se dea un șef de bere, apoi gata. El se duce orice. El nu se uită mai departe care ceva. E la noi asta. Asta e boala. Asta e tot de boala și în sat. Tot satele te-a scumpărat. Și sunt de ăștia care alcoholici. De ăștia a primari. Țintea că la noi primarul am fost cu democrață. Am spus și de mai mult, el se duce. S-a dus la șor. S-a dus la șor. Cu greit. Acolo și are zeci de persoane și care de mai mult, eu la așa la mă duc. Gata. Vezi? Deschis. Deschis o spus, nu așa. Și nu știm. Nu știm. El a avut legătură cu hoții și bandiți și chiar și-a furat milioane, cum eu am scris, înțelegi, și-a furat milioane de colhoz, de 1.500.000 de bani cash. I-a furat, înțelegi, și-a împărțit cu procuratura din Iernis și cu poliția. I-a spisuit banii și în timp de 2 ani de zile. Cât era președinte de colhoz, a făcut el treaba asta. Am făcut cu cariera asta, au făcut bardacul ăsta tăiat acolo și sus poliția cu procuratura și tăiat să-ți duci acolo. Dar, Pamu, dacă e cușor în opoziție, n-ar trebui să mai aibă protecție la procuratură și nu-ți poate găsi act de cojocul lui acum? Dar nu face nimeni, el, auzi, el pe ăștia, el nici nu se uită la ăștia, el se vede, el e, dar costat pe la închisoare, e un hot și un bandit, înțelegi? Tu când te-ai uitat emisiunea la Elena, când am vorbit eu la Elena Robu, când am fost atunci, am făcut amintiri despre un băiet. El a făcut atunci cu băiet și ala furau mașini, aducea băiet și ala un băiet care a fost ușis la Sângerei. Când eu am amintit la Elena Robu, Bobă, dacă ai să te uiți la emisiunea și eu am chemat să vii poliția, am cerut să vii poliția față, să-l declar, înțelegi, că băiet și ala a fost la mine și s-a jăluit că el a venit la după bani, omul, el când avea bani, apoi l-a îndopat pe ăsta primarul cu bani, dar mă, când el a sărășit, Berceau l-a prins și a sărășit, înțelegi? Nu avea bani, a venit după bani la dânsul, dar eu l-a să-l duc la casa de nebun. Și când să-l duc la casa de nebun, el a fugit de la băț și se duce la pe jos merge și el era băimatic, cine știe ce era cu dânsul. Și atunci i-a dat mașina pe dânsul, dar el merge noaptea. Când a ieșit din sat, din Trinca, eu l-am trecut pe dânsul din aici, avea o bucată de pâine și o bucată de slănină în geantă, pus atâta, la dânsul și avea mai mult, nu avea Nicolski. Și da, ei l-au luat și l-au dus la Bălțu, vreau să-l ducă la casa de nebune, că o să-l lecuiască. Dar el în timp ce l-a fugit și așa și-a pățit el. Poate încă mai era treaz, băi, acela nu avea părinți, nu avea nimeni, are verișoare și nu a avut să se implica primarul în treaba asta. Primarul s-a temut că să nu-l descurpere pe dânsul, ia ca de și. Și la noi n-are și nimeni, dar eu am științat, ia ca să vezi, să mai uiți încă o dată, să vezi, acolo, să vezi, eu la unii medii am științat. Înțelegi că să fie poliția, înțelegi, declar și primarul de la Trica. Asta. Am înregistrat, publicăm. Mulțumesc pentru încredere. Hai și eu cred că nu mai întâlnim. Hai. La revedere. Amen.